Salut, dragi prieteni! Am reușit până la urmă, i-am dat de cap. I-am dat de cap. Am refăcut afișezii. Are Windows 10 pe el, dar cred că suportă liniștit și Windows 11. Da, lasă-l pe 10, n-are rost să-l aglomerez. Toată treaba de ce nu afișa nu era de la calculator. Tot calculatorul este gata montat, doar de să-i dai drumul și să-ți faci treaba cu el. Toată treaba era de la cablu. Ăsta e cablu defect. Da? L-am pus în punga de la ăsta nou ca să-l duc înapoi. HDMI defect. I-am conectat tastatura. I-am conectat aici mouse-ul provizoriu pentru că e mega super scurt. Și ori îl prelungesc pe ăsta, ori îmi iau altul fără fir. Mufa de microfon am băgat-o pe față pentru că pe spate la mufa roz unde ar trebui normal să fie microfonul nu mi acceptă, nu mi deschide microfonul. Probabil că e vreo altă linie de e vreo altă linie de ieșire sau ceva, eu știu. În fine, nu mă deranjează că asta să fie ultima problemă pe față, că e pe față mufa de la microfon, chiar nu mă interesează. O mufă de căști am pe față. Ce n-am reușit acum să fac? Internetul, pentru că îi trebuie driverii pentru placa de rețea și aia chiar nu am și nici cablu de internet așa de lung nu am. Și cam asta e și cu calculatorul. Dacă apuc de îi pun internetul, o să meargă super bine. Acum l-am lăsat așa pornit, că am vrut să îi las o leacă să văd dacă mai joacă imaginea, dacă mai face puncte, dungi, chestii. Da. Un prieten bun de acum o să pot edita cu el la calități mult mai bune, o să pot face video mult mai bune și sper să ne auzim cu bine până la un viitor video. Sper că vă place micuța mea surpriză. A durat ea cam mult, dar sper că v-a făcut plăcere să așteptați alături de mine. Și culorul ăla după spate face foarte frumos pe perete acolo. Chiar foarte frumos. M-am gândit să o pun undeva sus pe masă, dar e mult prea mari și nu mi încape. Dacă de bea mi ocupa laptopul, știți foarte bine că mi ocupa laptopul o grămadă din masă, dar păi să mai pun și vita mea unitatea.